Bună seara și bine v-am găsit! Suntem în Dobrogea de Nord, suntem mai exact pe malul Dunării la Tulcea. V-am promis că lună de lună vom veni într-o zonă a țării și vom vedea acolo tot ceea ce înseamnă agricultură, administrație, oameni, fapte, lucruri, întâmplări. Sunt lucruri extraordinare pe care le-am găsit aici în Dobrogea de Nord. De ieri de când am ajuns în zonă, umblăm din, eu știu să spunem, fermier în fermier, afacere în afacere, oameni, pensiuni și, bineînțeles, Dunărea ne însoțește pe tot parcursul acestei călătorii pe care o facem cum se putea în această frumoasă zonă și binecuvântată. Emisiunea Realități Rurale vine într-o zonă în care fermierii, agricultorii, administrația publică locală, apoi cei care fac agricultură, să vedeți, multă agricultură bio, toți depind unii de ceilalți, pentru că în zona asta nu se poate unul felul celălalt. Și veți vedea pe parcursul emisiunii mele, atât în această oră, cât și mai ales la Ovidiu, colegul meu, la emisiunea Agricultura la Raport, veți vedea aceste exemple în care pot coexista împreună toți acești oameni, toate aceste afaceri pe care le-am spus mai devreme. Și nu numai aceste afaceri. În seara asta am lângă mine și le spun bună seara, o să-i vedeți aici aproape. Trei oameni interesanți. Și o să vedeți de ce sunt interesanți fiecare în dreptul lui să spun acest lucru. Și începem cu domnul Ion Eugen, lângă mine, primarul comunei Jurilovca. Bună seara, domnul primar. Bună seara și mulțumesc de invitație. Cât aveți margine, cum să spun, deschidere la Dunăre și la mare, la lacuri? Păi dacă ne raportăm strict la comuna Jurilovca, avem 29.000 de hectare ape și stuf și, bineînțeles, și arabil. Mai mult ape și stuf în zona noastră și în jur de 8.000 de hectare suprafață arabil. Cine nu știe Gura Portiței, la domnul Eugen acolo, Gura Portiței este o gură de intrare din Marea Neagră în zona de Dobrogea, în lacurile de acolo. Toată lumea știe de Gura Portiței, nu, domnule Eugen? Noi cu siguranță sperăm că a aflat deja toată lumea, dacă nu, au tot timpul să afle. Sigur. Mergem mai departe către un tânăr care, iată, a luat-o pe această zonă a agriculturii, o agricultură ecologică, domnul Vlad Popescu, care este director general, general manager al unui grup interesant de care ați auzit, Norofert Organics. Eco. Bună seara. Organics și Eco. Noroffert, Organics. Diferite branduri. Diferite branduri. Am înțeles că aveți mai multe, dar toate se leagă în jurul acestui Noroffert. Brandul care se ocupă de agricultura ecologică este Noroffert Organics. De unde vine Noroffert? Aveți o întrebare grea, nu v-ați așteptat la ea la început de emisiune. E un nume care vine din 98, firma înființată de tatăl meu și vine de la Norvegia, România Fertilizanți, pentru că firma atunci importa fertilizanți din Norvegia. Am înțeles. A fost un exemplu. Norvegii făceau de atunci agricultură ecologică, nu? Nu făceau agricultură ecologică, dar aveau tehnologie foarte bună pe care și România a împrumutat-o pentru producția de fertilizanți. Convențional. Convențional în prima fază. Da. Mergem mai departe la o zonă bio-eco, cum să o numim, domnul Imre? Domnul, să-i spun, Albert Imre, care este director executiv al Asociației Bioagricultorilor din România, Bioterra. Titulatura exactă? Am ghicit-o? Ați ghicit. Bună seara. Și noi folosim ecologic. Eu nu pot chirano, nu? Eu aștept. Vedeți? Știm și lucrurile acestea. În același timp există o asociație interprofesională care se ocupă de această zonă bio, Interbio, pe care o reprezentați cu succes și în care sunt mai mulți acolo, nu? Da. Deci anul trecut a fost înființată această asociație interprofesională, dar aș vrea să încep câteva cuvinte de la început. Deci în 1997 a fost înființată asociația Bioterra în Cluj. Consiliul de administrație. Și noi tot la Cluj am pornit, să știți. Mă bucur. Consiliul de administrație a propus trei obiective ca să realizăm cât de repede se poate. Primul obiectiv era ca să facem un cadru legislativ pentru agricultura ecologică, care în vremea aceea încă nu a existat. M-am dus în vecini, am adus materialele, am tradus, am introdus în Ministerul Agriculturii și a ieșit ordonanța 34 cu succes. Deci, primul pas a fost făcut. Deci, în 99 deja am avut o cerință din Vatra Dornei, de la Dorna Lactate Fabrica, ca să introducem în circuit 2500 de operatori să fie ecologic pentru fabrică să preda lapte. Nimeni n-a știut. Acolo vacile mănâncă plante medicinale, cam așa. Aveți perfectă dreptate, de aceea se face la panac șvaițerul acela foarte bun, extraordinar, ca în Apulten. Trebuie să vă spun că acolo Elveția a fost prima acțiune, noi acolo am fost cu această caravană, în zona Vatra Dornei am fost
unde spuneți și dumneavoastră. S-am văzut acel Schweizer care nu prea se mai face prin România. Sunt doi producători atâta doar în zona aceea. Asta este... Totul se trece odată. Și m-au rugat ca să aducem o firmă de inspecție și certificare și, bineînțeles, românească n-a fost. Trebuia să mă duc în Germania, am adus din Germania, din Ungaria, una pentru cultura plantelor de câmp, cealaltă pentru creșterea animalelor și am fost împins din spate, domnule, trebuie să facem și noi o firmă de inspecție și certificare și în 2002 am reușit să pornim firma românească autohtonă de inspecție și certificare. O să rămânem la ea, o să vă întrebăm ce face efectiv acest lucru, pentru că sunt lucruri legate probabil și de ceea ce domnul Vlad Popescu să ne spună și mai ales lucrurile pe care noi le vedem aici. În zona Deltei am văzut foarte mulți care fac agricultură, mulți dintre ei o agricultură bio și e foarte important în această zonă pentru că aici e rezervația, aici e gura portiței, aici sunt oameni mulți și comunități pe care, cum să spun, trebuie să le apreciem pentru că știm în Delta Dunării o viață grea, în zona de Delta, zona de Dunăre. Nu e o viață ușoară, domnule Eugen, cum este? Așa este, dar deja localnicii și cei care stau aici s-au călit la fața deja locului. S-au călit și consideră că asta e normalitatea pentru ei. Da, foarte interesant. Spuneți-mi, pe zona dumneavoastră aveți firme care fac agricultură? Avem firme care fac agricultură și avem firme care fac și agricultură ecologică. Asta e cel mai important și până la urmă ăsta e și trendul. Vedem cu toți în România. Eu pot să mă raportez strict la comuna mea. Din cele 1000 de hectare de teren arabil, deja 1500 sunt în agricultura ecologică. Adică au trecut de perioada de reconversie și acum deja produc ecologic. Și au unde să-și desfacă produsele? Din câte știu eu, da, nu au probleme cu desfacerea. Am înțeles. E o piață importantă pentru acest lucru și aici vă întreb pe amândoi. Este o piață importantă și cum se vede în România? Știu, îmi spuneați, domnul Imre, că sunt 305.000 hectare, am reținut bine, în momentul de față, de cei care, sau în posesia celor care fac agricultură ecologică. E mult, e puțin? Și aici aș vrea să-mi răspundeți amândoi. Hai să lăsăm tinereții, știu că nu e frumos. Lăsăm tinerețea. Cred domnul că e loc Vlad. De mai bine. E loc de mai bine. Mai bine. A fost fluctuantă suprafața de-a lungul anilor. Un pic mai sus microfonul ca să fie exact. A fost fluctuantă suprafața de-a lungul anilor. Se constată o creștere și mai ales se constată o concentrare în unele zone. Și aici, în special, vorbim de Tulcea, care este, cred, de departe județul cu cel mai mare suprafețe în agricultură. O simțiți asta și în ceea ce privește vânzările, să spunem, de produse? Cu siguranță, cu siguranță, da, da. E important. Județul Tulcea este numărul unu în livrările pe care noi le avem în momentul. Revenind la întrebare, spuneți că e o creștere, e de ajuns pentru Europa? Adică cum ne situăm noi față de Europa? Cred că cererea bate oferta. De departe. Deci loc de creștere este și cred că și dacă avem 1 milion de hectare, cerere în continuare va fi de produse bio. Înțeles. Unde vor fi exportate aceste produse? Sau unde, mai bine zis, vor fi duse aceste produse? Românul consumă produsele acestea? Sau încă n-are o, să spunem, o obișnuință de a consuma astfel de produse? Pentru că trebuie să recunoaștem. Costurile de producție sunt mai mari decât pentru o agricultură clasică. Românul poate fi un consumator de produse de acest gen? Românul poate să fie un consumator, dar din păcate dacă ducem în Germania și în Europa și chiar deci și în momentul de deci față. Deci piața cam asta e în momentul de față. Da, sigur, acolo. Merge și către America, barja cu grâu. Sigur că tot ce se întoarce înapoi consumă românul. Asta este problema mare. Haideți ce să... se întoarce înapoi, domnul Imre, că vă întreb acum. Să mai adaug ceva la antevorbitorii mei. Deci, în Germania, cam 12% din suprafața totală este în agricultură ecologică. În Austria, 21%. În Italia, tot așa, 10%. Noi avem 2%. Dar seama că la 14 milioane de hectare... Deci, da. Așteptăm creșteri. Creșteri destul de mari, cu totul că multă lume nu știe că este subvenționat destul de bine agricultura ecologică la ora actuală.
Nu știu când avem ocazie. Lipsă de informare? Lipsă de informație, sigur că da. Asta este pe prim plan. Atunci ne facem și noi mea culpa ca și mijloc de informare. Să facem și hai să ne punem pe treabă. Vreau și... să vă spun că ultima emisiune, înainte să plecăm aici, colegului meu, Ovidiu Ghinea, penultima a fost tocmai pe acest subiect. Deci suntem încă la zi și el este chiar unul din Ovidiu, are, cred că odată la 2-3 săptămâni, o temă de această bio, pentru că vedem și noi ce se întâmplă. Și vrem să informăm cât mai mult pe zona asta. Ne interesează cum se face, ce produse se folosesc, ne interesează impactul asupra oamenilor și mai ales faptul că, iată cum și în zona domnului Eugen aici la Jurilovca, deja 1500 din 800, 8000 cam înseamnă ne apropiem 20 de media, ceva europeană, de europeană. Deja la dânsul e Europa, să spunem, în miniatură. Foarte interesant. Domnul Imre, sunteți în această zonă din 90, spuneați, ați ajuns într-o conjunctură. Așa îmi povesteați, da? Că ați avut niște oameni pe care a trebuit să-i ghidați și v-ați lipit de lucrul ăsta. Regretați vreun moment faptul că v-ați dus spre zona asta de agricultură? Nu regret niciodată, fiindcă eu treaba aceasta am făcut din inimă și fac din inimă. Nu de aici, aici, înțelegeți? De aici pornește absolut totul și de aceea funcționează. Foarte important. Bun. În zona în care dumneavoastră aveți obiectul de activitate al firmelor, aveți mai multe care sunt în jurul acestei activități, nu? Da. Firma principală Norofert Organics se ocupă cu producție și cercetare în domeniul inputurilor. Important cercetare. Aici e un important lucru pe care l-am uitat în România foarte mult, să facem cercetare în multe domenii. Da. Mai este loc și aici de cercetare în agricultura ecologică. Este un domeniu în care e incipient. Mai ales în cercetare, e loc de produse noi, e loc de loturi demonstrative noi și asta încercăm să facem. Pe lângă produsele pe care le avem acum, în continuare încercăm să inovăm. Bun. Câte multe produse aveți acreditate la ora actuală? În momentul ăsta avem un portofoliu de 19 produse. În ce zone? Îngrășăminte? Avem îngrășăminte foliare, îngrășăminte de sol, insecticide, fungicide, tratament de sămânță. Acoperim tot spectrul de tratamente de care o cultură are nevoie de la început până la sfârșit. Eu, ca novice, de exemplu, vă întreb, poate că nu le folosesc, sunt diferite față de cele din agricultura absolut, clasică, da. Tradițională? Absolut. Agricultura convențională folosește moleculă chimică, moleculele chimice fiind interzise și substanțele chimice fiind interzise în agricultura ecologică, se folosesc, spre exemplu, microorganisme, care de foarte multe ori au efect mult mai bun decât pesticidele clasice, pentru că la pesticidele clasice s-au dezvoltat rezistențe. La cele ecologice, nu. Da. Deci se folosesc altfel de, mă rog, iată, aceste microorganisme care fac acele substanțe, că până la toate sunt substanțe, să nu fie dăunătoare solului. Aici e o mare problemă în Europa. Știm foarte bine că în Europa mulți din cei care fac agricultură intensivă se plâng de acest lucru, nu? Se plâng de faptul că, de exemplu, au schimbat conținutul solului și că acel sol nu mai e atât de roditor. Ca să-i spunem așa, într-un cuvânt mare, nu mai e roditor, nu mai face. La noi, în România, putem să mergem pe această direcție de agricultură eco, dar în același timp să păstrăm și pentru agricultura tradițională, că le știe și dumneavoastră, probabil că trageți de mânecă pe aia care dau prea multe chimicale, să spunem. Putem să ținem un echilibru, totuși, suntem în stare în România? Domnule Eugen, cum îi vedeți? Agricultorii de la noastră și sunt conștienți de ce fac? Din punctul meu de vedere, cred că nu mai există un fermier care să nu conștientizeze faptul că trebuie să existe un echilibru între agricultura convențională și cea ecologică. Este adevărat că, și așa e și normal până la urmă, trebuie să existe puterea exemplului. Faptul că face vecinul, așteaptă un an, doi, vede că merge și atunci trece și la acțiune. Vreau să mai remarc un lucru. Într-adevăr, mai devreme se spunea că în județul Tulcea avem suprafața cea mai mare. Este și normal să fie așa, pentru că teritoriul administrativ al rezervației biosferei Delta Dunării acoperă o suprafață destul de mare din județ, fapt pentru care și legislația impune, chiar dacă nu faci agricultură ecologică, trebuie să respecti normele și nu ai voie să folosești pesticide, produse chimice. Și deja noi putem spune că în Delta Dunării se face agricultură ecologică înainte de a vorbi de cultura ecologică propriu-zisă. Am înțeles. De asta spuneam că sunteți legați unii de ceilalți, nu aveți cum. Tot ceea ce înseamnă comunitatea, tot ceea ce înseamnă această rezervație, biosfera
Deltei Dunării, tot ceea ce înseamnă oamenii, până și oamenii sunt, cum să spun, devin conștienți de faptul că trebuie să se păstreze. Până la noi e o bogăție. E o bogăție? E o bogăție, domnule Eugen. Cu siguranță, bineînțeles. Sigur că da. Lucrurile sunt foarte interesante. O să vă întreb pentru două minute să ne spuneți, dacă omul vine în jurul Lovca, în afară de faptul că vede pământuri frumoase până să intre în comună, când intră în comună, ce îl izbește prima oară în comuna Jurii Lovca când intră? Ați fost în comuna Jurii Lovca, domnul Imre? Nu am fost. N-ați fost. Nu asta a fost. Dacă sunteți în zonă. Am fost. Dar hai să ne lăudăm. Păi lăudați-vă, domnul Eugen. Eu voi fi subiectiv, dar deja colegul meu, dacă a fost, el trebuie să vadă. Din ceea ce mi se spune și mie de la cei care vizitează pentru prima dată Jurii Lovca, de la intrare izbește, spunem noi, curățenia, pentru că ținem foarte mult la acest lucru și până la urmă trebuie să fie cartea de vizită. De 7 ani de zile particip la toate evenimentele, și de la popam, și de la rezervație. Într-adevăr, dacă vrem să privim întotdeauna numai negativ, o să ne uităm la acest pahar și îl vedem numai partea goală. Eu de obicei mă uit la partea de jos, deci la cea plină. Sunteți un optimist în definiție? Nu am voie să nu fiu optimist, pentru că altfel nu intram nici în zona administrativă, dacă nu gândeam pozitiv. Am înțeles. Mergem mai departe. Domnul Popescu, tânărul dumneavoastră, spuneați, ați văzut, sunt mulți care au plecat. De ce n-ați plecat, domnul Popescu? Nu e o întrebare ușoară. Nu cred că m-am gândit vreodată la plecare. Nu v-ați gândit niciodată, nu? Niciodată. Cred că sunt multe lucruri de făcut în România, tocmai pentru că suntem unde suntem, cred că fiecare poate să găsească ceva de făcut. Unde sunteți născut, domnul Popescu? Știți cum e? Acum nu vă cer buletinul să ne uităm la locul nașterii. Sunt născut în Craiova, dar am crescut în București. București, am înțeles. Și faceți ceva în zona aceasta de Dobrogea, asta versat tot sudul țării, Craiova, București, spre Tulcea? Da, cumva agricultura ecologică din România întâmplător este concentrată pe zonele limitrofe, plecând din Timiș, Arad, sudul țării, Tulcea și Constanța. Am mai puțin în centru. Bun, spuneam la un moment dat că sunt dificil de găsit oameni, sau mulți spun că sunt dificil de găsit oameni pentru afacerile pe care le avem. Cum e la dumneavoastră, de exemplu, în companie, la fabrică? Avem aceleași dificultăți pe care le are toată lumea în a găsi oameni și atunci când găsim pe cineva, îi băgăm la noi în familie, pentru că țineți, cum se spune, ținem foarte mult de oameni și încercăm să-i apropiem cât mai mult. Ați avut vreodată ideea, pentru că acum se practică, să vă aduceți, nu știu, forță de lucru din afară? Asta înseamnă din zona asiatică, din zona arabă sau din o altă zonă? Nu m-am gândit niciodată la asta. Încă ați găsit oameni? Am găsit oameni, da, încă. Bine, noi nu avem o fabrică cu sute de angajați. Sigur că da. Probabil dacă eram un șantier naval aveam problema asta. Dar încă ne descurcăm să găsim oameni și oameni valoroși. Da. Vedeți, Jurii Lovca, zona de Oltenia, București și cu afaceri în zona de Dobrogea, domnul Imre, din zona de Nord, Clujul. Același lucru se întâmplă și acolo, lipsă de forță de muncă în multe domenii. Și mă refer chiar și în zona asta de agricultură generală, nu numai merg pe agricultura eco sau bio. Într-adevăr, așa este. Acum 3 ani am avut și noi o fermă de capre, mai bine zis băiatul mi-a avut, și am avut mari probleme cu un îngrijitor. A fost destul de bun, dar nu atât de bun ca să facă datoria așa cum ceream noi și trebuia să facă. Și l-ați înlocuit? Sau ați găsit cu cine să înlocuiți? N-am găsit, deci am renunțat la fermă. Până la urmă, din toată această lipsă a găsit oameni care să fie absolut dedicați, nu? E cumplit. Lucrul ăsta e cel mai cumplit lucru care mi se pare în momentul de față în România, cel mai cumplit, să nu găsești oameni pe care să poți să-i pui în zona respectivă. Și cum spunea mai devreme domnul Vlad, într-adevăr, trebuie să-i ții cât mai aproape, dar nu întotdeauna reușești să faci lucrul ăsta. Nu e ușor să-i ții, oricât le-ai oferi. Că până la urmă poți să le oferi condiții, pachete motivante, cum se face acum, dar nu tot timpul poți să-i ții, pentru că deschizându-se granițele, clar că ofertele câteodată de dincolo sunt mai avantajoase sau mai îmbietoare decât cele pe care le putem oferi în România, nu? Absolut. Ați văzut lucrul ăsta? Ați colindat mult, ați fost în Elveția, în Austria, în zone unde sunt din asta. E cu cine muncesc acolo, domnul Imre? Mecanizat. Deci, mecanizat. În Elveția se lucrează în familie, înțelegeți? Numai în ferme de familie. Ferme de familie până la 20 de hectare, 25 de hectare și chiar sub 20 de hectare. Am înțeles. Cum sunt fermele, domnul
Popescu. O altă particularitate a României este că avem ferme cu suprafețe foarte mari. Adică în România o fermă de 1000 de hectare e ceva uzual. În vestul Europei nu cred. E foarte mare. Mult. Foarte mare. Spunea și domnul Imre, 20 de hectare înseamnă o fermă acolo. Și da, asta e o particularitate a României. E bine sau e rău? Cum o vedeți? E mult mai multă muncă. E mult mai multă logistică la o fermă mare, dar cred că așa o să rămână în România, cel puțin pentru următorii 5-10 ani. Nu o să se fermele mari. Deci ați văzut în politica agricolă comună de după 2020, se tot zvonește că va fi acea plafonare pentru fermele mari. Dacă vorbim de o plafonare, cu siguranță se vor dispersa în ferme mai mici. Interesant. Cum sunt fermele la dumneavoastră, domnule Eugen? Păi dacă ne raportăm procentual, dacă pot spune, într-adevăr, fermele mari primează. Și din punctul meu de vedere, șansele agriculturii românești înseamnă fermele mari. Cu tot respectul, îi sprijinim pe micii fermieri. Ferma de familie. Ferma de familie, dar dacă ne gândim strict și din punct de vedere financiar și pentru țară și impactul bugetar, poate avea o fermă mare, fără doar și poate. Corect. Dar dumneavoastră mai crezi că oamenii animale, de exemplu, mai ales că a fost nenorocirea asta cu pesta porcină? Într-adevăr, a venit această nenorocire, dacă îi putem spune așa, dar în general, noi avem în zona noastră crescătorii noștri, nu se ocupă numai de partea de porci, suine, da, de suine, ci avem și crescători de ovine și de bovine. De caprine? Și chiar avem de caprine, dar avem foarte important, avem foarte mulți crescători de albine. Deci în zona noastră chiar predomină și crescătorii de albine. Într-adevăr, anul 2018 e un an destul de prost și pentru crescătorii de albine, de stup, pentru că nu au unde să mai, nu mai au piață de desfacere. Din păcate, se plâng de acest lucru. Există niște jucători, bine, o să vorbim și de asta, dar există niște jucători care de obicei absorb cantitatea de miere produsă de apicultorii mai mici. Dar e prețul mic, nu? E prețul mic pentru că de un an, doi, s-a ridicat embargourile din zona Rusiei, Ucraina, altă zonă și atunci a dat peste cap și piața în această zonă. Ați făcut vreodată comparație sau ați pus mâna pe vreo miere din afară și o miere românească? Nu fiți patrioti. Din punctul ăsta de vedere, sincer, suntem net superiori, adică nu se pune problema. Dar știți cum e, până la urmă, piața, cererea și oferta face diferența. E adevărat. Calitatea, din păcate, este lăsată la urmă. E foarte, foarte adevărat. Cum este calitatea produselor dumneavoastră, domnul Vlad? Noi spunem că... Ce spun oamenii? Pentru că lucrați foarte multe ferme, de la mici până la mari. Da. Am avut creștere din 2015, când am devenit și producători. Am avut creștere anuală. Asta nu poate să însemne decât că oamenii apreciază produsele și funcționează. Cu cine lucrați mai bine? Cu cei mici sau cu cei mari? Mă refer aici la, nu știu, la... Cât de repede ajung produsele la ei, cât de repede vă revin, eu știu, banii care îi plătesc? Regula generală este că noi credităm produsele la recoltă și 90% din clienții noștri sunt ferme mari. Ferme mari înseamnă peste 700-1000 de hectare. Care sunt sigure din punct de vedere, sau mai bine zis, sau o notă bună? O stabilitate financiară e adevărat, mai bună. Da, e foarte da. Interesant, da. Bun. Mergem într-o pauză publicitară și o să rog colegii mei să fie atenți, o să dăm publicitate pentru că noi din asta trăim. Vedeți că se deschide discuția și toți cei pe care i-am aici la masă sunt legați unii de ceilalți printr-un anumit fel, cu oameni, cu afaceri, cu lucruri importante. Suntem în zona, vă reamintesc, în zona Dobrogea, în zona Dobrogea de Nord, aproape de această minunăție Delta Dunării și aici parcă se respira cumva. Mergem într-o scurtă pauză publicitară, scurtă. Cât trebuie acolo și apoi revenim cu partea a doua a realităților rurale de aici, din Tulcea.